Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră, dacă nu a văzut și nu a auzit nimic suspect noaptea trecută, astăzi cu certitudine ați aflat despre faptul că noaptea trecută Buzăul a fost martorul unui fenomen destul de ciudat. Specialiștii spun că n-ar fi nici foarte ciudat, nici foarte rar întâlnit. Cu certitudine însă noi nu am mai fost martorii unui astfel de fenomen, cel puțin eu una nu am fost martora unui astfel de fenomen. Despre ce a fost vorba, despre ce ar putea să fie, despre ce cred oamenii că ar fi putut să fie, o să discutăm în această seară. Invitatul meu este jurnalistul Iulian Gavriluță, colegul nostru din presa locală. Bună seara, Iulian, bine ai revenit în studioul nostru. Știu că tu ești pasionat încă din copilărie de astfel de fenomene. Îți mărturisesc faptul că am citit postările tale pe site și chiar am fost foarte interesată și am făcut legătura oarecum între fenomenul petrecut noaptea trecută și câteva fenomene despre care tu vorbeai că s-ar fi petrecut în județul Buzău în anii trecuți. Când ai aflat, ai fost martor noaptea trecută, ai văzut ce s-a întâmplat? Eu mărturisesc că nu. Deci, s-o luăm de la început. În jurul orei 10-11 noaptea, deci 22-23, din întâmplare am văzut ceva asemănător cu aceeași luminozitate care a văzut-o toată lumea pe cer. Am zis că fiind vânt puternic afară, s-au atins firele de transport al curentului electric și probabil s-a produs asta. N-am dat importanță. După aceea, după ora 3, iarăși neavând somn, am observat că au început să curgă niște știri pe deschizând calculatorul vis-a-vis de fenomenul ăsta care a fost văzut în județul nostru, mă refer. Mai spre dimineață pe la 9 am primit un telefon de la un localnic din Viperești, o localnică în care îmi spunea că ea face naveta zilnic la Buzău și n-a mai avut loc de anumite forțe de ordine în downtown-ul din Viperești și ce se întâmplă? O fi un accident? Nu știu ce. Aflând ce s-a întâmplat, de fapt că a fost văzut o lumină și că unii spuneau că și în partea aceea a județului Viperești respectiv ar fi căzut, n-ar fi căzut, dar oricum impactul asupra emoțional mai ales a fost foarte puternic asupra localnicilor. M-a sunat, știind că lucrez în presă, m-a sunat și atunci am intrat și eu în alertă. Zic, stai puțin că ceva s-a întâmplat. După aceea evenimentele au început. Au apărut și lopătare, au apărut și nu știu ce sat și așa mai departe. Exact, da. Noi am fost sunați în redacție chiar tot în jurul orei 9 de localnici din Lopătari și ne-au semnalat același lucru. Numai că pe mine cel puțin m-a speriat panica din vocea oamenilor, în sensul că, doamnă, veniți repede, ceva s-a întâmplat, a fost o lumină puternică, a fost o bubuitură puternică. Au tind să se exagereze oarecum că au crăpat casele și așa mai departe. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. În schimb, în momentul în care s-a auzit sunetul acela foarte puternic, geamurile probabil au vibrat și s-au deschis, s-au deschis care... ușile. Am plecat la Lopătari, evident, am stat de vorbă cu oamenii, am revenit în redacție și am făcut materialul pe care l-am difuzat și la jurnalul Campus TV. O să te rog să-l urmărești împreună, o să vezi și părerile specialiștilor acolo, după care revenim și okay. Discutăm. Haideți să urmărim materialul. Satelitul! Ia uitați-vă! Ce? Satelitul! Sus! Ia uite pe cer! Ia uite! Mamă, ce mare e, cât un bou! Stai, frate, uitați-vă! N-a fost satelit, ci meteorit, și n-a fost o glumă, ci un fapt real. Un eveniment astronomic deosebit a fost observat pe cer noaptea trecută de mai mulți locuitori ai județului, în special din partea de nord. La ora 3:06 s-a văzut o lumină puternică de culoare galben-roșiatică ce a brăzdat cerul, după care s-a auzit o bubuitură asurzitoare. Buzoienii din zona de nord a județului s-au speriat și au sunat imediat la 112. Camerele de supraveghere din municipiul Buzău au surprins imagini cu ineditul fenomen.
În jurul orei 3, pe raza județului Buzău, a fost observat pe cer o lumină puternică de culoare roșie-gălbuie, urmată la un interval scurt de timp de un zgomot sub formă de tunet. După acest fenomen, în Inspectoratul pentru Situații de Urgență la dispecerat, au fost înregistrate un număr de 4 apeluri. Aceste apeluri au fost făcute din următoarele localități: Pârscov, Râmnicelu, Cernătești și Beceni. Lumina extrem de puternică, dar și bubuitura i-au speriat destul de tare pe oameni. Pentru că n-au mai văzut așa ceva, localnicii din Lopătari s-au panicat, mai ales că după bubuitură, unora li s-au deschis ușile și geamurile. Teama oamenilor a fost amplificată de urletele câinilor din curți. Și la Lopătari, camerele de supraveghere de la primărie au surprins imaginile, iar lumina a fost mult mai puternică decât cea observată în municipiul Buzău. Eram pe podul muncii, mergeam spre București și deodată s-a auzit o pocnitură mare și o lumină așa, ziceai că e flamă, o explozie puternică. Am spământat un pic și asta e tot. V-ați speriat? Nu, ne-am speriat, că nu suntem mici, nu. Nu ne-am speriat. Ce ar fi putut să fie? Un meteorit, eu zic că a explodat. Dar oricum, dacă n-a căzut pe pământ, aproape a fost. Era o explozie puternică și lumină mare, lumină cum e flama, cum e la sudur. Ce e ca ziua? De 10 ori mai puternică. Ca o explozie. Ce să mai... Am intrat în casă, am văzut o lumină mare, mare, ca focul. Am ieșit să fugă la fereastră, n-am văzut nimic, am crezut că e o petardă. Și când ne-am potolit un pic, m-a auzit o bubuitură mare, s-a deschis și ușile de tare și s-a... Păi ne-a fost frică, nu n-am mai... Ce culoare era lumina aceea? Ca foc, foc era. Roșie, galbenă? Da, galbenă. V-ați speriat? Da, ne-am speriat foarte, și eu și nevastă mea. Bubuitura cu ce ați compara-o? Un tunet puternic? Da, tunet puternic, și da. Prea de tot și geamurile a vibrat. O lumină mare, ca o flacără, așa, venind spre fereastră. Culoarea focului. Ce ați auzit? După vreo 2 minute, 1 minut jumate, așa, am auzit o bubuitură foarte mare. Cu ce ați compara lumina și bubuitura? Ați mai văzut așa ceva? Ați mai auzit? Nu am văzut niciodată așa ceva. V-ați speriat? Foarte tare, pentru că n-am știut ce este. Ca un tunet foarte puternic și o huială mare în urmă. Lumina n-ați văzut-o? Lumina n-am văzut-o. Mi-a fost teamă să deschid ochii, pur și simplu. V-ați speriat? Normal că m-am speriat. Ce-ar fi putut să fie? Nu pot să-mi dau seama. Specialiștii au lămurit repede misterul. Fenomenul astronomic este unul obișnuit, un meteorit care nu a depășit 3 metri în diametru. A intrat în atmosferă, a brăzdat cerul și, cel mai probabil, în zona Buzăului s-a dezintegrat. Acesta este și motivul pentru care s-a auzit bubuitura puternică. Am văzut o lumină care trecea pe cer, care se plimba rapid pe cer, și am văzut reflexia ei în geamul unei mașini. Și după cum arăta, e clar că este un meteor, un bolid, o șea căzătoare foarte strălucitoare. Deci fenomenul în sine nu este foarte rar, doar că acesta a fost foarte, foarte strălucitor. Un bolid, spunem că am văzut. A fost un obiect care a intrat în atmosferă, a avut o anumită mărime, probabil 2-3 metri, dar încă nu știm exact, care s-a fragmentat la final când am văzut explozia puternică și atunci când s-a fragmentat și a mărit volumul, a pus aer în mișcare și ați auzit și un sunet, voi cei din Buzău. A fost deasupra voastră, probabil. De obicei, la obiectele de 1-2-3 metri, așa, nu prea rămâne nimic. Adică nu mai cade nimic, pentru că fragmentele alea sunt microscopice, rămân în aer și cad cu ploaia.
dar încă nu știm exact ce mărime. Dacă era puțin mai mare, s-ar putea să fi căzut și ceva la sol, ceva meteorit. Nu prea știm exact locul, zona în care ar putea să fi căzut, pentru că asta vom afla numai după ce avem filmări de mai multe unghiuri și le studiem. Și probabil că durează ceva. Atunci vom putea spune unde a fost detonarea aia puternică și unde ne așteptăm să găsim ceva. Dincolo de explicațiile specialiștilor, oamenii din popor sunt îngrijorați. Localnicii cred că noaptea trecută le-a fost trimis un semn și acesta nu ar fi de bun augur, mai ales că evenimentul s-a petrecut în noaptea dintre două sărbători importante, Boboteaza și Sfântul Ion. Deci oamenii mi-au spus că au auzit o bubuitură puternică și o lumină care a despicat cerul. Fiind după Boboteaza, oamenii mi-au explicat, consătenii mei care sunt religioși, buni creștini, că cerul este deschis 9 zile. Și tocmai cum, de să bubuie, i-au spus că atunașa a fulgerat. Tocmai cum acum când cerurile sunt deschise, s-au auzit fulgere și tunete. Deci în credința lor populară asta însemna că este semn rău, deci anul ăsta să ne meargă rău. După aceea, de relatarea celorlalți, am început să fac supoziții. Bineînțeles, eu nu sunt specialist. Mi-am dat seama că una dintre cele originale ar fi un meteorit. Un eveniment similar, dar mai spectaculos, a avut loc în februarie 2013 în Siberia. Un meteorit mult mai mare s-a dezintegrat în apropierea orașului Chelyabinsk la ora 9 dimineața. Cel puțin 950 de persoane, dintre care peste 80 de copii, au fost rănite de cioburile de geamuri sparte sau de obiectele deplasate de unda de șoc provocată de căderea meteoritului. Bun, am revenit în direct. Iulian, nici nu știu cu ce să încep. Pe mine una m-a... Să luăm istoric. Eu îți propun să luăm din punct de vedere istoric al fenomenului respectiv. Pe de o parte, dar am o mare nemulțumire, să știi, faptul că noi am fost cei care am semnalat, noi am fost cei care am aflat, noi am fost ca cei care am vorbit. În primă fază, prima oră, pot să spun, nimeni nu știa nimic, toată lumea te trimitea... Nici de la observatorul astronomic, nici de la autorități, ISU, nimic. Nu au fost anunțați. Foarte, foarte tare m-a supărat lucrul ăsta, pentru că e o secretomanie cu care lumea ar vrea să încerce să ne obișnuiască. N-o să țină cu noi, asta e clar. În schimb, nu ar fi fost mai corect să se ofere să se dea un comunicat de presă, să liniștească populația, să... Adică mi se pare mai omenește așa. Știi ce cred eu? Eu cred că nu sunt pregătiți oamenii în sine care trebuie să facă lucrul ăsta, respectiv ISU, poliția, prefectura, Consiliul Județean, mă refer aici la... Adică pe noi chiar toate ne iau prin surprindere. Exact. Inundațiile te prinde în mijlocul râului. Când avem cumpărate din alea electronice care se alimentează cu soare și care te anunță așa, cu tremurile te surprind așa și așa mai departe. Și meteoriți la fel. Nu mai știu ce avem să ne pice. Probabil vreun OZN dacă ar veni în cuibul de barză de la Mărăcineni. Și acolo ar fi o nebuloasă. Vreau să-ți spun că astfel de fenomene s-au mai înregistrat în zona noastră. De ce în zona noastră? De ce numai aproape în munții Buzăului? Unii fac legătura cu anumite locuri tainice, nu știu ce. De exemplu, cea mai... care am găsit-o eu, nu m-am dus în preistorie cu cercetarea, dar prin anii 70 am găsit o mărturie a unui localnic care spunea că mergând pe un pârâiaș pe acolo, prin munții Buzăului de la Bozior în partea aia, ar fi găsit o piatră mai ciudată. Prima dată nu i-a dat importanță, a luat-o, a curățat-o cu apă și a văzut că are o formă foarte ciudată. Era sub formă unui radiator de mașină. Ca să vă spun acum, sau un catalizator de gaze, cum e astăzi. Dacă desfaci un catalizator, o să observi că are multe țevi de un milimetru sau, mă rog, aproximativ, una lângă alta, una lângă alta, formă de așa, un mănunchi, seamănă, dacă o privești de sus, cu un stup, de un fagure de la stupul de albine, da? Curios, a dat sfoară în... s-a dus la muzeu județean pe vremea aia, s-a dus la, mă rog, autorități, au luat ăștia la cercetat, au văzut că nu știau, de fapt omului respectiv nu i s-a mai întors informația. Nici informația și nici piatra. Nici piatra, nici nimic. Și nici măcar
un fragment din ea să fie păstrată la Muzeul Județean, să zicem și noi, uite, domnule, avem ceva, să vină lumea să viziteze. Mă rog, aceea secretomanie, ca să termin, prin anii 99-2000 au luat-o din nou cercetătorii la mână, ca să zic așa, n-au descifrat-o nici de data asta, nici măcar aliajul, sau nu ni s-a comunicat. Cert este că era foarte, foarte veche. Deci de la ce? O fi o parte, o bucățică din ceva, dintr-un ansamblu mai mare, unii au speculat, s-au adus până la gândul că acolo s-ar fi prăbușit ceva și că a rămas, mă rog. Speculațiile și ipotezele sunt multe. Mai încoace, chiar în 2008... E o poveste tare interesantă și o să te rog să nu, da, să nu o trunchiezi. O să încerc să fiu concis, exact, totuși, și să nu scap din vedere aspectul important, cred eu. Împreună cu alții colegi lucram la o altă televiziune din oraș și nu știu din ce motiv am întârziat în seara aceea, pe 12 iunie 2008, chiar începuse criza, atunci țin minte că eram toți speriați, deci o să fie cu noi, cu salariile, cu locurile de muncă, am întârziat cam pe la ora 21-22. Un anumit coleg avea o emisiune cum ai și tu acum și trebuia să stăm să-i mai zicem un alta în cască, cum se obișnuiește. Și la un moment dat am ieșit afară în pauza publicitară și am văzut alt coleg filmând de zor cerul negru. Deci avea o cameră profesionistă, un Sony, filma, zic, bă, ce faci? Că nu vezi nimic în partea aia. Băi, vină cu asta, vezi. Focalizându-se, fiind fără reper în jur, să focaliza luminița respectivă pe care o filma el foarte greu. A adus un trepied, l-a fixat ca să nu mai tremure imaginea, a făcut zoom pe ea, deci era o lumință care se cam juca. Nu era din... avem și înregistrarea, adică eu am. Sesizabilă cu ochiul liber? Cu ochiul liber, da. Era mai mare, am zis eu la vremea aceea, ca Sirius, care e cea mai... Adică nu, ci că așa este, cea mai strălucitoare de pe cer, care este văzută într-un anumit moment. Și el a încercat să se apropie și mai mult. Cum s-a apropiat destul de mult, se pierdea din claritate, evident. Iar se retrăgea. În momentul când apăreau copacii și la periferie așa, să imediat să calibra imaginea. A filmat-o și la un moment dat, pâc! Deci a făcut în sens invers acelui meteorit. Cum am venit? Deci a plecat în sus. Evident, am început să speculăm. Lângă mine erau încă 3-4 colegi, deci nu a fost o iluzie, n-a fost un avion, n-a fost un elicopter, n-a fost un balon meteo, n-a fost un fulger globular, n-a fost un meteorit. Pentru că nu se comporta ca toate acestea. Un coleg care lucrase în aviație, la Bobog, am început să discutăm cu el. Băi, ce e aia, ce e? Bineînțeles că am cerut caseta. Nu mi s-a dat. De-abia la câteva luni de zile am pus mâna pe ea. Am furat-o. Așa? Și am tras-o pe digital ca să o păstrez. Mai târziu, fiind pasionat de fenomenele astea, în paranteză fiind spus, încă de pe vremea lui Ceaușescu, tata săracu lucrând la IUT, făcuse un telescop după anumite scheme, nu știu ce, și eram înscris chiar la cercul de astronomie. În fine, notam meticulos când alții jucau fotbal sau beau ceva, eu notam ce am văzut pe cer după anumite reguli. Mai ai jurnalul acela? Da, l-am. Cu magnitudine stelară, cu ora, în fine. La un moment dat revin, citesc, tot așa căutând fenomenele astea, văd pe o hartă internațională, vă dau și imediat unde scrie, pe Earth Impact Database, la un moment dat acolo pe Europa, dați, găsiți toate fenomenele de genul ăsta, căderi de meteoriți, observații, chiar și ăsta de azi, un domn Tudor l-a făcut acolo, singur, un român, deci nu un specialist, un observator, pur și simplu, a notat chestia asta și a trimis-o internațional. Am văzut chiar astăzi. Acolo am văzut că pe aceeași dată, pe iunie, pe 12 iunie 2008, la Pleșcoi, la marginea Pleșcoiului, aproape de Pârâu, parcă este, așa, a căzut un meteorit. Și zic, ok. Ai făcut legătura între cele două? Imediat nu am făcut, că nu mai știam când s-a filmat caseta. Când caseta era de mult în posesia mea, când am tras-o pe digital, am văzut data jos.
Păi zic, aceeași dată când am văzut eu luminița aceea. În regulă. Colegul respectiv, fiind vară, zic, hai să mergem și noi până la Pleșcoi, că e aproape. L-am întâlnit pe nenea la care îi căsim curte, Popescu-l chema, Bolovanu. Prima dată era plictisit și chiar speriat. Ah, iar veni să mă întrebați de... Zic, nicio problemă, nu vreți să ne răspunde. Și încet, încet, am intrat pe sub piele și ne-a povestit. Mi-a spus că prima dată, 3 luni de zile, n-a venit nimeni. Deci toți știau, ocoleau, dar nu vrea, nici el. Ci că nu mai dădea ocolul curții și nu mai vrea să ia piatra aceea. Piatra era foarte mare, a lăsat un... Deci noi am publicat niște imagini, le-am preluat pe News Buzău și am putut să găsiți acolo și ce vorbeam despre catalizator și despre... Deci era aproximativ 7 kg, 6,90 ceva de gram. Deci așa și era, zic specialiștii, din fier. Sau, mă rog, cu aliaj din fier și din câte altele. Problema este alta. Problema este că, până la urmă, omul ne-a arătat unde era groapa, că era așa ca la groapa de cimitir, o înconjurase el frumos, cu bețișoare, văruite, știi? Ca să fie acolo. Era totuși ciudată, pentru că noi nu ne-am dus acolo cu mâine buzunar. Noi am luat, după ocazie, un aparat de radiații, așa, și ne-am gândit noi, băi, o fi ceva. Haideți să luăm tot, măsurători, chestii, socotele. O protecție minimă care aveam și noi așa, și am observat că depășește cu foarte multe grade, ca să spun așa, o radiografie simplă pe care, care o face oricine, știi? Când se duce la medic respectiv. Bine, pot să vă dau și datele, nu cred că cineva, sau mă rog, prea puțin sunt care puțin să suntem cei care ne pricepem, exact. Da. În schimb, povestea este una absolut bun, uimitoare. Și atunci am spus, zic, nene, dar nu ți-a fost frică? Și el mi-a zis că timp de câteva zile, când s-a apropiat, s-auzea un zumzăit, zice el așa, ceva ca de albine, că omul fiind de acolo, asocia repede cu albine. Ceea ce i-am spus, dar ai văzut, noi acum nu ne-am venit numai să cercetăm Bolovanu, sau mă rog, când nici nu mai era acolo, ci să facem corelația cu ceea ce observasem noi. Și am întrebat pe domnul, dar ai observat ceva înainte? S-a dat puțin în spate și zice, de ce mă întrebe asta? Păi vă întreb, că noi în Buzău am văzut altceva, dumneavoastră de aici? Păi, nu mai stau de vorbă, nu știu ce. Cu greu l-am făcut spre seară să ne spună că, de fapt, au mai fost văzute înainte și niște luminițe prin zonă, chiar deasupra. Și după aceea a căzut Bolovanu, aproximativ la aceeași oră. Și am zis, mă, atunci înseamnă că ori Bolovanu face parte din respectiva luminiță, ca să zic așa, obiect, da? Necunoscut, ori a fost înlocuit. Pentru că din ce am văzut eu, compoziția expusă pe site-urile de specialitate a Bolovan respectiv, nu avea nicio treabă cu radiații. Deci nu trebuia să fie radioactivă. E clar asta. Da, în schimb, aia făcea, în groapă, și aparatul nostru, care era destul de precis, făcea, chiar că era de o generație mai veche, făcea destul de rău în apropierea gropii. Și îmi imaginez cum cu câtva timp în urmă ar fi făcut în momentul când Bolovanu era acolo. Bun, ce s-a întâmplat cu Bolovanu? Păi și cu ăsta s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și cu precedentul. Adică s-a păstrat doar 2 fâșii de 20 de grame, am înțeles, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și restul s-a dus peste graniță. Ca să-l cerceteze. Probabil ca și tezaurul și ca și alte lucruri frumoase care le avem pe aici. Bine ar fi fost să fi stat și ăsta alături de radiatorul prim și de ăsta rămășițele și așa mai departe. Deci acum asta e povestea. Eu nu pot să nu mă gândesc când am văzut ce s-a întâmplat noaptea de 6 spre 7, da? Nu pot să nu mă gândesc la ceva asemănător, să nu fac o corelație cu ceea ce am văzut eu și experimentat atunci, cum vă spuneam. Deci nu știu dacă a fost sau n-a fost și altceva, dar cert este că fragmente, eu așa cred, cu toată convingerea mea, au căzut în zona aia.
Inclusiv specialiștii, domnul Adrian Șonca, din partea observatorului, da, astăzi când am văzut cu dumnealui, n-am dat-o pe toată. În ultima parte a discuției, dumnealui mi-a spus că există posibilitatea ca undeva în zona de nord a județului, pentru că județul Buzău a fost singurul în care s-a auzit bubuitura puternică. Da. Ceea ce... Bubuitura a venit la 3-4 minute, pentru că știm viteza sunetului, viteza luminii, adică întâi vezi lumina și după aceea vine sunetul, ca la, și la un avion supersonic, de exemplu, când sparge acel zid sonic. Dar pe mine altceva mă deranjează, că am văzut și păreri în care, avizate sau mai puțin avizate, în care se spunea că a trecut pe lângă pământ la nu știu cât kilometri, zeci de kilometri, sute. Și stau și mă întreb de ce secretomania pe care o spuneai și tu este chiar așa de... Varianta asta este exclusă, pentru că ne uitam amândoi la da, material, și pe camerele de supraveghere de la primăria din Lopătari se vede foarte clar cum vine lumina și cum poate se așează calcula umbrele. Se poate, exact. Sunt formule matematice de calcul prin care, cu înălțimea umbrei, cu înălțimea unui obiect, unui stâlp cunoscut, în care poți să-ți dai seama, să aproximezi. Eu cred că la Lopătari nu este distanță mai mare de 3-4... Tata m-a învățat pe vremea aceea să calculez cam la cât s-a produs un fulger. Pentru că în momentul când se vedeai lumina, începeai să numeri secundele până când s-auzea tunetul, da? Și înmulțeai cu viteza, așa, și aflai distanța până acolo. Deci ceva asemănător se poate face oricând. Problema este alta. Problema, exact cum am început de fapt să discutăm, de ce anumite persoane sau autorități, hai să zicem că la local nu se pricep, că în județ, dar totuși pe linie ierarhică de la guvernul, de la ministere, de la instituții, să se transmită. Tot pe același site de urmărire, care vi l-am amintit mai devreme, internațional, am văzut că sunt prevăzute în următoarea perioadă mai multe treceri pe lângă atmosfera Pământului, a unor meteoriți, chiar asteroizi. Meteoriți de la câteva grame, chiar le dă acolo, că sunt urmărite lucrurile astea, nu sunt chiar așa la întâmplare. Asta putea să cadă peste boboc, peste avea, nu cred eu că chiar așa era, sau peste Deveselu, sau peste Cogălnicianu, nu cred eu că ăia nu știau de așa ceva. În fine. Exact asta vreau și eu să te întreb, pentru că pentru mine e totuși un mister dacă s-a dezintegrat el așa singurel sau dacă a fost part. Dezintegrat, sigur s-a dezintegrat, sau, mă rog, ca să nu fie ca în Rusia, când, sau ca în California, tot în ianuarie acum, ceva ce iarăși e uimitor. Un asteroid, cred că comparabil cu cel din Rusia, de acum una, din februarie, a fost văzut minute în șir pe cer, ca o cometă, deci vă imaginați, și toți l-au filmat, l-au observat, bineînțeles, nu s-a dezintegrat, dar la un moment dat din el a plecat în sens invers o luminiță destul de babană, ca să zic așa, care n-a pățit nimic, aia n-a mai... Și cam împotriva legilor fizice, zic eu. Pentru că, fiind atracția Pământului, da, și pătrunzând atmosferă, în momentul ăla să explodează, deci bucata se împrăștie, nu? Fragmente. Ăsta deci a luat-o exact invers. Astea sunt detaliile care ne fac să ne gândim că mai e ceva la mijloc. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care continuăm discuția.